Cele șapte legi spirituale ale prosperității de Randy Gage. Conștiința prosperității. La bordul unui avion Concorde, undeva deasupra Atlanticului, scriu capitolul acesta gonind la 17 km deasupra Pământului cu ceva mai mult de Mach 2. Pentru aceia ne familiarizați cu vitezele, asta înseamnă 2156 de km pe oră. Mă aflu la bordul cursei aeriene British Airways, în nava amirală a flotilei acestei companii, revenind în Statele Unite de la un seminar despre probleme de prosperitate pe care l-am ținut în Londra în weekend. Amuzant! Atunci când gonesc cu automobilul meu Viper, la viteză de aproximativ 240 de km pe oră, port costum ignifug de pilot, integral cu mănuși și încălțăminte, casca anti-shock Bell și centură de siguranță în 5 puncte. Acum tovarășii mei de călătorie sorb șampanie Dom Perignon și consumă caviar Beluga. Nimeni nu poartă costume ignifuge sau căști antișoc în timp ce pășește nepăsător spre toaletă între două feluri de mâncare. Ce dovadă mai bună doriți a prosperității cauzate de progresul omenirii? În decursul weekendului am avut ocazia să vorbesc destul de mult despre prosperitate, dar și să o percep în mod direct. Totul a început cu sosirea mea în aeroport. Am ajuns acolo cu 2 ore înainte de decolare, gândindu-mă că controlele de securitate de pe JFK pentru cursele internaționale vor fi amănunțite. Am descoperit că în calitate de pasager al cursei Concorde, beneficiez de un control privat și ești dus la o coadă privată de securitate. De acolo intri în The Concorde Room, unde ești răsfățat cu chelner care îți servește șampanie, mic dejun și gustări. După aterizare, în loc să aștepți în dărâtul la 500 de pasageri înjiruiți pentru vamă, ești dus la o coadă specială pe care o străbați în 5 minute. Simpla imagine a avionului văzut din terminalul pentru pasageri este o experiență în sine. Seamănă cu o maestuoasă pasăre de pradă care, deși complet nemișcată, pare totuși că gonește cu viteze supersonice. Adulții sunt reduși la nivelul unor copilași, holbând ochii, murmurând în barbă și zâcâind necunoscut să-i fotografieze alături de Concord. Timpul de zbor până la Londra într-o vineri a fost de 3 ore și 14 minute. Acum, la întoarcere, zburăm împotriva vântului, așa că ne vom târâ 3 ore și 22 de minute. Escala a doua a weekendului meu, închinat prosperității, a fost dedicată vizitării magazinului Loeb Bootmaker din centrul Londrei. De câteva generații, familia Loeb lucrează manual încălțăminte pentru toate celebritățile, de la prințul de Wales, la Andrew Carnegie și de la ducele de Edinburgh, la Frank Sinatra. Pare amuzant, dar eu consider pantofii drept un etalon prin care conștientizez prosperitatea. Întrucât am crescut având numai două perechi de pantofi, de sport și de stradă, țin minte că mi se părea incredibil când auzeam că există oameni care cheltuiesc 200 de dolari pe o pereche de pantofi. Mi se părea cu adevărat indecent. Când am început să câștig bine și să descoper aspectele rafinate ale vieții, am aflat despre pantofii Belly. Ei sunt făcuți din pielea cea mai moale și croiți exact pe piciorul proprietarului, astfel încât se mulează cam în ușă. Când mi-am cumpărat prima pereche, am simțit că am atins culmea bogăției și opulenței, deoarece am cheltuit pe o pereche 300 de dolari. Mai mult decât obișnuiam să cheltuiesc pe un automobil. Mi se părea culmea bogăției. Pe măsură ce călătoria mea spre viața de calitate a continuat, am descoperit satisfacția pantofilor eleganți de comandă de la Prada și alți producători, care a însemnat dublarea sumelor pe care le plăteam pentru încălțăminte. De acolo am promovat la pantofii Testoni, accesoriul perfect la un costum elegant de afaceri. Acum trecusem ștacheta de 1000 de dolari, ceea ce depășea chiar și limitele prin care conștientizam prosperitatea. Însă atunci când cumpărați obiecte din partea de sus a domeniului de prețuri, veți descoperi ceva destul de interesant. Există realmente o diferență. Persoane complet necunoscute vă opresc pe stradă și vă complimentează în privința pantofilor. Îi puteți purta toată ziua și să vă simțiți permanent excelent în ei. Iar o pereche de pantofi de calitate vă va ține toată viața.
Apoi intrați în magazinul londonez Loeb. Alegeți stilul care vă place. Alegeți pielea dorită, culoarea și tipul de toc. După aceea, ajustorul vă măsoară în 4 puncte ambele labe ale picioarelor. El vă tratează apoi talpa, notând datele exacte și toate caracteristicile individuale. Informațiile respective trec în continuare la modelator, al cărui talent este capacitatea de a le folosi pentru a ciopli reprezentarea din lemn de arțar a labelor picioarelor. Următoarea verigă din proces o reprezintă ștanțatorul. El este expertul în piele, a cărui vastă experiență în diverse tipuri și sortimente de piei îi permite să aleagă și să taie cele 8 bucăți care vor fi folosite la confecționarea căputei pantofului. Bucățile acestea vor merge la încheietor, care va tăia și va coase pielea în jurul șablonului labei piciorului. În cele din urmă, căputa asamblată cu grijă ajunge la confecționer, care o ia și adaugă talpa fabricată din cea mai bună coajă de stejar englezesc, tratată, și călcâiul multistratificat fixat cu nituri. Loeb susține despre confecționerii săi că sunt atât de preciși încât vă pot spune numărul exact de cusături necesare pentru a asigura tăria maximă a îmbinării dintre talpă și căpută pentru orice dimensiune de pantof. După ce confecționerul termină talpa, el adaugă detalii de felul cheutorilor și căptușelii interioare a tălpii, apoi trimite totul la lustruitor. Iar acesta lustruiește pantofii într-o gloria lor perfectă. S-a născut alte pereche de pantofi Loeb Bootmaker. Și astfel are loc altă creștere a conștientizării prosperității mele. Nu vă voi amenți cu prețul, ci vă voi spune doar atât. Numai șanurile care vin odată cu pantofii costă peste $600. Și atunci merită? Este indecent să cheltuiți asemenea sume de bani pe o pereche de încălțăminte? Cum poate cineva să cheltuiască așa mult pe pantofi în vreme ce copiii mor de foame în Africa? Maladiile au nevoie de fonduri pentru cercetări. Există animale tratate cu brutalitate ce trebuie salvate. Etc. Este adevărat, acestea sunt întrebări firești. Înainte de a le oferi un răspuns, să ne îndreptăm în altă direcție, spre un hotel din California. A fost inaugurat în 1875 și a rămas vreme de aproape un secol regina balului pe scena mondenă din San Francisco. Apoi, din păcate, gloria hotelului Bala s-a pălit și a ajuns o fantomă a trecutului său cândva strălucit. După multe milioane de dolari și o renovare completă, hotelul Palace a devenit din nou acum un palat. Adevăratul palat. Dacă splendoarea recent decorată nu vă convinge, atunci o va face taxa suplimentară de $1.50 pentru orice convorbire telefonică locală, ceea ce ridică o interesantă problemă de prosperitate. Recent am condus în Las Vegas o excursie mastermind pentru nivelul final al programului meu de instruire. Alesesem hotelul Aladdin pentru că unii dintre membrii consiliului mastermind mormăiseră nemulțumiți despre tarifele mari din hoteluri în unele dintre excursiile noastre mai exotice. De aceea fusesem de acord cu ideea că o singură dată pe an să întreprindem o excursie de lux și nici aceasta să nu fie exagerat de scumpă. După 2 minute petrecute în Aladdin, mi-am dat seama ce greșeală făcusem. Deși începusem să am bănuieli din clipa în care taximetristul mi-a spus că toți cei pe care îi luase de acolo se plânseseră că la etajele superioare nu exista apă caldă, iar apa rece nu avea presiune. Este greu de crezut că poți cheltui peste $1 miliard ca să construiești un hotel și să nu-l faci confortabil. Însă dacă aveți nevoie de dovezi, este suficient să mergeți la Aladdin. Prima pubelă din lume în valoare de $1 miliard. Să revenim însă la dilema prosperității noastre. Unul dintre membrii Consiliului mi s-a plâns că hotelul îi cera 25 de cenți pe pagină pentru niște fotocopii. I-am spus să treacă peste asta și să încerce să se concentreze asupra unor lucruri mai aducătoare de prosperitate. Mi-a fost lent să spun,
până când am aflat că mă taxau cu 25 de dolari pe zi pentru exercițiile din centrul de fitness. Un centru de fitness pe care v-ați aștepta să-l găsiți în orice hotel relativ banal. Nu, retractez spusele. Îmi cer scuze față de hotelurile relativ banale. În plus, Aladdin solicită o suprataxă de 5 dolari pentru a vă aduce scrisori în timpul nopții și un dolar pe pagină pentru primirea unui fax. Și de dragul lui Michael Bolton, sper că nu va fi niciodată nevoit să se tundă acolo. Tunsoarea mea a costat 59 de dolari. Mă uit la părul lui Michael Bolton, apoi la al meu, mai exact la absența lui. Și pot doar să extrapolez că tunsoarea lui Michael îl va costa 15.724 de dolari. Se ridică astfel întrebarea și este cât se poate de bună. Unde ia sfârșit gestionarea prudentă a banilor personali și unde începe existența prosperă? Subiectul mi se pare foarte interesant. Oare exagerez dacă plătești 400 de dolari pe noapte pentru o cameră de hotel, când există și camere la 89 de dolari, dar 800 de dolari pe noapte? Sau ce ziceți de un apartament de 4.000 de dolari pe noapte? Ce ați crede despre achiziționarea unei poșete în valoare de 10.000 de dolari? La magazinele Bellagio din Vegas erau expuse pentru vânzare mai multe asemenea poșete, alături de un pardesiu superb din piele de struț, tot de 10.000 de dolari. La micul dejun, luat în palas, beau un pahar cu suc proaspăt de fructe și mănânc cereale, care mă vor costa 25 de dolari. La prima intersecție există un local McDonald's unde m-aș putea giftui cu 2 dolari. Cred că voi rămâne în palas. În primul rând mănânc un mic dejun care îmi va prelungi viața, în loc să mi-o scurteze. Sucul de portocale este proaspăt stors și pe masa mea se găsește o vază frumoasă din sticlă albastră cu 2 trandafiri. Pe fundal se aude discret muzică clasică și toată lumea este îmbrăcată elegant. Bărbații trag scaunele ca să se așeze doamnele și tocmai mi-am dat seama că sunt singurul din jur care nu are haină sau măcar un sacou sport. Atenție! La micul dejun! Salonul de mese în sine este un atriu din sticlă cu 4 niveluri și coloane impunătoare de marmură. În multe țări din lume ar putea fi clădirea operei. Turiștii intră fie și mai pentru a se minuna privind plafonul. În centru există o masă mare și rotundă cu un aranjament floral care a costat probabil mai mult decât chiria lunară a 90% din populația lumii. Perigile și celelalte plante decorative de aici ar fi suficiente pentru a dota o grădină botanică. Chiar credeți că ați putea să comparați decorul acesta cu mobilierul din plastic, amintirile despre Ronald McDonald și mâncarea cu suficient colesterol pentru a dobori un armăsar? Dacă sunteți de părere că un automobil nu reprezintă altceva decât mijlocul de transport din punctul A în punctul B, înseamnă că n-ați călătorit niciodată într-un Rolls-Royce, ori n-ați șofat un Ferrari. Dacă sunteți de părere că pantofii n-ar trebui să coste mai mult de 100 de dolari, nu v-ați încălțat nici cu Bailey, nici cu Santoni. Sau n-ați definitivat niciodată ținuta perfectă cu perechea potrivită de pantofi din piele de crocodil sau de struț. De acord, diferența de preț dintre un loc la clasa 1 și un loc la clasa turist este foarte mare. Dar puteți constata că merită dacă aveți peste 1,70 înălțime, cântăriți peste 55 de kg sau vreți să deschideți laptopul. Dacă doriți să lucrați, ori să dormiți în timpul călătoriei, dacă doriți să fiți tratat cu respect și nu ca un sac de cartofi, și dacă doriți să ajungeți la destinație relaxat, atunci cu certitudine ar merita diferența de preț. Iată opiniile mele în această privință. Prețul de 25 de cenți fotocopia nu se justifică prin nimic. Calitatea este aceeași ca a fotocopiilor pe care le obțineți pentru 10 cenți. Însă sumele insignifiante despre care vorbim nu justifică să pierd oricât de puțin timp enervându-mă pentru ele.
Este de asemenea greu de justificat plata a 25 de dolari pentru a exersa într-o sală de fitness care ar fi gratuită în alte hoteluri, ori a unui dolar pe pagină pentru a primi un fax. Asta e pur și simplu hoție, ceea ce nu înseamnă însă că eu caut neapărat chilipirul. Sunt mulțumit să plătesc 25 de dolari pentru micul dejun în palas, 5.000 de dolari pentru un costum de comandă și sute de mii de dolari pentru automobilul sport potrivit. De ce? Fiindcă lucrurile acestea oferă un spectaculos salt calitativ față de alternativele lor cu prețuri mai mici. Când vine vorba de prosperitate, crezul meu este simplu. Viața este prea scurtă ca să zbor ieftin. Să fie oare din cauza că mă consider prea grozav ca să zbor la clasa turist? Fiindcă tot ați pomenit de asta, răspunsul este da. Dacă îmi cade capul pe spate, peste spătar, fiindcă a fost proiectat acum 40 de ani, când înălțimea medie a oamenilor era cu 30 de centimetri mai mică, dacă pasagerul de alături se revarsă peste brațul fotoliului și peste mine, dacă spătarul fotoliului din față îmi apasă genunchii, dacă nu pot citi nici măcar ecranul laptopului, fiindcă nu-l pot deschide complet, atunci da, sunt prea grozav ca să mai zbor acolo. Iar același lucru este valabil și pentru voi. Nu cred că Dumnezeu, voi sau oricare altul este slujit de faptul că vă duceți viața la clasa turist. Cred că e realmente o crimă să fiți nefericiți, bolnavi sau să vă zbateți pentru a vă duce existența. De fapt, cred că e o abatere de la natura noastră divină să ne mulțumim cu lipsa, cu lipsuri sau limitări în orice domeniu al vieții noastre. Din cuvântul înainte al Lisei, știm acum și lucrurile. Știm acum că lucrurile nu ne vor face fericiți și că nu reprezintă etalonul de măsură al prosperității. Neîndoios, bunurile materiale vă pot face viața mai confortabilă și de aceea sper să aveți cât mai multe. Mai știu însă că adevărata sursa prosperității voastre este relația pe care o aveți cu o forță mai mare decât voi. Cândva un bărbat foarte prosper a spus: năzuiți mai întâi spre împărăția Domnului și spre dreptatea Lui și veți căpăta și toate celelalte. Eu îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea. Recunosc că Spiritul Divin este sursa tuturor numeroaselor binecuvântări pe care le am în viață și îi aduc mulțumiri pentru asta. Mi-ar fi plăcut să scriu despre prosperitate o carte care să nu conțină nimic despre Dumnezeu, deoarece ar fi ajuns probabil în mâinile mai multor oameni. Dar n-am putut să o fac, deoarece, așa cum v-am spus în introducere, credințele pe care le am în această privință nu mi-ar îngădui. Nu mă înțelegeți greșit, nu intenționez să vă convertesc și nici să vă schimb credința pe care o aveți în prezent. Vă împărtășesc însă gândurile, experiența și ideile mele asupra prosperității, întrucât știu că sunt adevărate. Și mai cred că o temelie spirituală constituie o parte integrală din prosperitate. Mai cred de asemenea că și lucrurile joacă un rol. Prosperitatea este un amalgam în care intră multe. Hrană spirituală, sănătate foarte bună, relații valoroase, muncă satisfăcătoare, creștere intelectuală, dar și posesiuni materiale. Nu mă veți auzi niciodată spunând ceva de felul: prosperitatea înseamnă mai mult decât doar bani. Pentru că dacă aș afirma așa ceva, aș diminua valoarea banilor. Eu cred că deținerea de bani este modul cel mai rapid de a demonstra cine sunteți și ce intenționați. Cred realmente că banii înseamnă Dumnezeu în acțiune. Dorința este cea care vă împinge sufletele să evolueze. Nu există nicio îndoială că prosperitatea înseamnă aprecierea unei averse de primăvară, talazurile ce se spar pe țărm și bătăile de aripe ale unui fluture. Prosperitatea înseamnă o legătură strânsă cu Creatorul vostru, înseamnă oameni care vă aduc bucurie în viață și ridicarea în brațe unui prunc nou născut. Tot prosperitatea înseamnă să aveți haine frumoase, să trăiți în casa sau casele de vis și să aveți un automobil sau un garaj plin cu automobile, care să vă facă să vă palpite inima. Plăcerile mele în viață sunt simple. Când joc fotbal și îndoi piciorul corect pentru a lovi mingea așa cum trebuie ca să treacă pe lângă portar și să poposească în plasă,
Este pentru mine o experiență spirituală. Când mă trezesc dimineața și văd soarele ridicându-se deasupra oceanului, este tot o experiență spirituală. Susținerea bisericii mele este importantă pentru mine și mi-aduce de asemenea răsplată spirituală. Dar nu mă înțelegeți greșit. Experiențele acelea spirituale sunt sporite mulțumită banilor pe care îi am. Am înregistrat succes și acum îmi pot programa munca potrivit condițiilor pe care le impun eu și în același timp să joc într-un campionat de fotbal. Oricine poate să aprecieze un răsărit de soare, dar cred că pentru mine spiritualitatea privirii răsăritului este sporită, deoarece o pot face din propria mea vilă zilnic, nu doar de câteva ori pe an, din hotelul în care locuiesc pe durata concediului. Îmi pot susține biserica fiindcă nu mă mai chinui să-mi achit facturile. Sunt capabil să-i ajut pe alții pentru că m-am ajutat mai întâi pe mine însumi. Mă uimește numărul de indivizi care predau seminare despre prosperitate, dar care nu sunt bogați. Ei fac afirmații ca: poate că nu am foarte mulți bani, dar sunt sănătos și mă simt prosper indiferent unde m-aș găsi. Grozav! Mă bucur că ei sunt fericiți. Pe de altă parte, cred în mod sincer că dacă trebuie să vă faceți griji pentru plata chiriei, dacă vi se strânge inima de teamă să nu vi se strice mașina sau că n-aveți destui bani pentru a vă trimite puștul la o universitate bună, atunci nu aveți parte de prosperitate adevărată. Eu cred că dorințele nu vă sunt satisfăcute fără a se oferi de asemenea resursele de a le exprima. Și mai cred că exprimarea lor vă duce mai departe pe poteca voastră de dezvoltare spirituală. Cred în ceea ce reverendul Eric Butterworth numește nemulțumire divină. Nu sunt mulțumit să zbor în clasa sartelelor sau să port pantofi ieftini, ori să am parte de mâncare unsuroasă. Și cred că asta vine de la Dumnezeu. De aceea problema reală de care ne ocupăm este întrebarea: cât înseamnă de ajuns? Este într-adevăr o întrebare interesantă, mai ales pentru că o consider una dintre cele mai prost formulate expresii din toate timpurile. Tonul și tendința ei implică pur și simplu negativism. O întâlniți când citiți despre un sportiv care a semnat un contract important, despre cineva care a obținut premiul cel mare la loterie sau despre o persoană foarte bogată care câștigă și mai mulți bani. Probabil că nu-i mai ajungeau 10 milioane pe an. A plecat să joace în altă echipă pentru 12 milioane de dolari. A câștigat 57 de milioane de dolari. Eu n-am nevoie de atâta. Aș fi fericit doar cu 1 milion. Are deja o avere estimată la 4 miliarde de dolari și construiește alt hotel. Ce naiba, cât îi trebuie ca să-i ajungă? Se poate vedea că afirmațiile acestea sunt depreciative, prin însăși natura lor. Toate implică faptul că persoana despre care se vorbește este irațională sau lacomă. Implicația este că banii în plus pe care îi câștigă ar proveni din buzunarele voastre. Exemplu: de-aia sunt așa scumpe biletele, fiindcă îi plătește prea mult pe ăștia. Pare adevărat atât când auziți, cât și când citiți vorbele acestea. Dar nu este adevărat. Motivul pentru care sportivii sunt plătiți atât de mult este faptul că ei atrag spectatori. Oamenii vin pe stadioane și privesc la televizor. Dacă nu o fac, atunci echipa pierde bani și dă faliment. Ba chiar pentru orice echipă, este o investiție excelentă să aibă câteva vedete care să atragă mai mulți spectatori. Asta împinge sportul înainte. Echipele îi plătesc pe jucători doar pentru că ei le asigură câștiguri. Dacă lăsați economia de piață să prevaleze, ea va uniformiza întotdeauna situațiile. Factorii economici de felul prețurilor și salariilor vor fi mereu uniformizați, fiindcă piața liberă se bazează pe comercializarea unei valori în schimbul altei valori. Iar aceasta este problema reală a prosperității. Am amintit că am văzut un pardesiu din piele de struț care costa 10.000 de dolari și o poșetă cu același preț. Dacă există oameni care vor plăti atât de mult pentru obiectele respective, înseamnă că ei percep valoarea obiectelor acelea și este greșit să judecăm situația lor, deoarece nu știm ce înseamnă cheltuiala respectivă pentru ei
și nici care le este situația financiară. Să vă spun ceva, aș fi cumpărat imediat pardesiul din piele de pruț, destruț, dacă n-aș fi avut deja atât de multe și dacă n-aș trăi într-o climă în care le pot purta cam în 5 seri pe an. Era superb. În cazul meu, nu mă pot justifica pur și simplu față de mine, fiindcă mai am un pardesiu de cașmir, unul de piele, unul de lână și alte 7 de toate felurile. Dacă nu mi-aș fi cumpărat o jachetă nouă de piele Pal Zilerii din Paris chiar luna trecută, sunt sigur că aș fi luat pardesiul. Iar faptul că încă vorbesc despre el face credibilă posibilitatea că mă voi sui iarăși în avion și îl voi cumpăra oricum. Cât despre poșeta de 10.000 de dolari, n-am văzut-o și nu știu nimic despre ea. Și nici nu am nevoie de o poșetă. Vă pot spune însă următorul lucru. 4 doamne diferite din Consiliul Mastermind au vorbit într-una despre ea și despre cât de frumoasă era. După privirea din ochii lor, îmi puteam da seama că le-ar fi adus multă fericire în viață. De aceea nu îmi pare chiar în afara limitelor. Nu știu desigur care este poziția voastră în toate aceste privințe. Totuși, cred că vă doriți mai multe în viață. Altfel n-ați citit cartea de față. Și mai cred că aveți un creator care vrea să aveți mai multe, să faceți mai multe și să deveniți mai mult decât sunteți în prezent. Tocmai de aceea scriu cartea aceasta pentru voi. Cred că prosperitatea înseamnă toate lucrurile despre care am vorbit și cred că materializarea ei în existența voastră înseamnă pur și simplu a vă duce viața potrivit legilor spirituale ce o guvernează. Am dedicat câte un capitol fiecărei legi, așa că dacă sunteți gata să primiți adevărata prosperitate care reprezintă dreptul vostru din născare, întoarceți pagina.